3 sucuri care ajută la curățarea și detoxifierea colonului. Mulți oameni suferă de constipație cronică, sindrom de colon iritabil, intestin cu scurgeri și alte probleme ale sistemului digestiv. Deoarece colonul are sarcina importantă de a elimina deșeurile, este esențial să îl mențineți fără probleme. Din fericire, există lucruri pe care le puteți face pentru a atenua disconfortul asociat cu toxinele și problemele de digestie din organism, cum ar fi o curățare a colonului acasă. Puteți să vă faceți propriul produs de curățare a colonului chiar acasă. O curățare a colonului acasă vă poate ajuta să eliminați unele dintre toxinele din corpul dumneavoastră care ar putea contribui la disconfort și, de asemenea, vă va ajuta să scăpați de constipație. Planificați această curățare într-o zi în care nu trebuie să plecați de acasă, astfel încât să vă puteți adapta la modificările de curățare a colonului din corp și la eliminarea deșeurilor în timp ce începeți procesul de detoxifiere și curățare internă. Cum preparați băutura pentru curățarea colonului? Veți avea nevoie de un pahar foarte înalt și o lingură pentru început, puneți un litru de apă purificată la încălzit, nu o fierbeți, astfel încât să fie călduță atunci când o beți, dar nu fierbinte. Odată ce s-a încălzit, turnați-o în pahar. Apoi adăugați o lingură de sare de mare și amestecați. Sarea de mare va ajuta la eliberarea toxinelor, împingând deșeurile afară din corp și îmbunătățind în cele din urmă digestia. Acum, adăugați suc de mere, suc de ghimbir și suc proaspăt de lămâie și amestecați. Ei bine, un măr pe zi ține doctorul departe. Mărul este bogat în elemente nutritive care aduc multe beneficii sănătății și te ajută să ai un colon sănătos. Un studiu arată că cei care au mâncat un măr pe zi au avut mai puține vizite la medic și mai puține medicamente eliberate pe bază de rețetă. Ghimbirul este minunat, deoarece reduce balonarea și stimulează colonul, menținându-l liber de deșeuri și toxine dăunătoare. Și să nu uităm de uimitoarea lămâie. Sucul de lămâie ajută la digestie, detoxifiere și are un conținut ridicat de vitamina C, făcându-l un antioxidant excelent, de aceea joacă un rol atât de important în băutura de detoxifiere. Cum se face curățarea colonului, bea din acest amestec dimineața pe stomacul gol. Apoi, beți din nou acest amestec, chiar înainte de un prânz ușor, de preferință unul alcătuit din legume abur și somon la cuptor și din nou, beți din acest amestec la mijlocul după amiezii. Pe parcursul întregii zile, beți 6-8 pahare de apă la temperatura camerei. Iar după ora 17 nu mai consumați multe lichide, pentru a nu vă trezi toată noaptea să mergi la baie. Riscuri efectuarea acestui tip de curățare a colonului nu ar trebui să prezinte probleme. Cu toate acestea, este întotdeauna bine să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de această curățare, dacă sunteți gravidă, dacă aveți o boală, suferiți de alergii sau luați orice medicamente prescrise. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile în domeniu, apreciați conținutul canalului și distribuiți cu prietenii voștri.